cântec. Bună seara! În aceste ultime zile, căldura a devenit poate insuportabilă pentru unii. Așa că vă propun acum pe seară, fiind și iar și cea mai blândă, să vă răcoriți ascultând muzica frumoasă interpretată de Marius Moldoveanu. Marius este colegul nostru din Brașov, care lucrează în imobiliare, dar care are și o mare pasiune pentru muzică. Așa că vă invit să ascultăm împreună povestea vieții lui. Bine ai venit, Marius! Bine te-am găsit, Ramona! Cum e vremea în Brașov? În Brașov vremea este mult mai frumoasă, mai, mai răcoroasă. Este bine, asta e adevărul. Te lovește canicula asta din București, bănuiesc. Categoric. Marius, ce faci tu mai exact la Mauri Imobiliare? Lucrez de aproximativ 2 ani și un pic. Sunt funcționar administrativ în cadrul companiei. Mă ocup în relațiile comerciale cu alte companii care fac servicii companiei noastre. Controlez fluxul serviciilor, răspund la anumite notificări, reclamații, propriu-zis. Cam asta e. Am înțeles. Asta înseamnă că ești un om răbdător și bun organizator. Să zicem. Știu că ai avut șansa și tu și eu când am lucrat la Brașov să ne folosim talentul muzical la locul de muncă și să vedem câteva poze, să înțeleagă și cei care ne privesc mai mult. Am cântat împreună la concertul echipei Maurer Imobiliare în mijlocul cartierului care se construiește și da, a fost frumos, nu? Să ne folosim. Da, a fost un eveniment foarte plăcut. Compania Maurer a organizat acest eveniment extraordinar cu artiști. Am avut instrumentiști din Filarmonica Brașov, mai precis formația Castellani. Da. Este un grup de 20 și ceva de persoane, parcă instrumentiști de elită, profesori, și au cântat în mijlocul cartierului, cel mai frumos cartier. Așa este. Din Brașov, Avangarden. Așa este. Și evident am fost onorat să cânt alături de tine. Da, deja au fost două Crăciuni în care am cântat împreună și pentru mine a fost o plăcere. Povestește-ne puțin despre copilăria ta. În ce familie te-ai născut? M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. Am un frate geamăn. Am o soră mai mare decât mine cu 4 ani, un frate mai în vârstă cu 10 ani decât mine. Ion Moldoveanu este fratele meu, el este pictor în arta restaurării și în Biserica Ortodoxă din România. Foarte interesant. Și mai am un tatăl meu care încă trăiește, Ion Moldoveanu. El este lutier de profesie, a lucrat ani de zile în Filarmonica Brașov ca și reparator de instrumente muzicale. Actualmente, fratele meu geamăn, Claudiu îl cheamă, lucrează ca și reparator, a moștenit și el, de asemenea, profesia tatălui meu și lucrează ca și reparator în cadrul Liceului de Muzică din Brașov. Foarte frumos! Pe tine a încercat tatăl tău să te inițieze pe acest drum? Sau nu te-a pasionat? Da, nu m-a pasionat foarte mult. E adevărat, nu m-a pasionat foarte mult. Cert este că în mijlocul copilăriei mele, tatăl meu avea atelierul și l-are și actualmente unde și are adresa, are un atelier și în atelierul acesta au intrat mari artiști. Ilarion Ionescu Galați, maestru și tot felul de artiști din mai multe filarmonici, chiar și din țară și nu numai, chiar și din străinătate. Și eram copil și veneau și acordau instrumentele și le reparau la tata și eram fascinat în momentul în care se cânta la vioară, pentru că tatăl meu repară mai multe instrumente cu coarde. Da. Eram efectiv fascinat, avem o scară în incinta atelierului, mă puneam pe scara respectivă și ascultam cu așa o mare plăcere și a început să mă fascineze sunetul. Cred că aveam vreo 8 ani, ceva, chiar poate mai mic, 7-8 ani pe acolo. Și undeva prin la vârsta de 13 ani, tatăl meu a lucrat la un moment dat și ca maestru într-o școală. Avea un coleg un coleg în cadrul școlii respective și
dânsul era profesor de muzică, lucra, și menționez chiar numele, Ion Pancea, un domn profesor din Reșița, parcă, și făcea studii pentru chitară, ore de chitară. Și la un moment dat, tatăl meu, având și chitări, repara și chitări, l-am întrebat, tata, vreau să mă apuc să cânt, să învăț să cânt la chitară. Și m-a dat primul meu instrument, a fost chitară, cu acest profesor Ion Pancea, un om extraordinar de devotat. Și am început să merg la cursuri de chitară și am învățat primele acorduri, re major, la major și sol major. Da. Și așa mi-am început muzica, am studiat o perioadă bună. Deci urmărind viorile, te-ai apucat de chitară. Evident, da. Hai să urmărim și câteva poze cu tatăl tău în atelier și cu tine când erai mic. Nu te recunosc, deci ești foarte diferit. Da. Că eu te cunosc doar la vârsta maturității. Ce vârstă aveai aici? Aveam un an acolo. Un an? Wow, foarte mic. Este tatăl meu în holul atelierului. Este o vioară nouă aceea. Wow. El face vioare, le construiește și chiar și le repară. Uh-huh. Dar e o vioară a lui, parcă, da. Ce frumos. Are 77 de ani. Și încă stă în atelier? Și ea suferă de o boală în momentul de față, un cancer. Este un om foarte ambițios, foarte pasional și un om foarte răbdător. Asta pot să spun și îl caracterizez în felul acesta. A pus foarte multă pasiune în arta aceasta de lutier. Foarte frumos, impresionant. Te invit să ne cânti prima piesă pe care ai pregătit-o pentru noi astăzi. Da. E cu Și păcatul mi-a
ierta. Că tu ești Domn, tu ești Domn cu adevărat, și păcatul mi-a iertat. Și păcatul mi-a iertat. Că tu ești Domn, tu ești Domn cu adevărat. Tu ești Domn cu adevărat. Că tu ești Domn. Marius, ai o voce impresionantă și, mulțumesc, într-adevăr, Dumnezeu este mare. Da, slavă Lui! Povestește-ne cum ai ajuns de la a cânta la chitară să cânți vocal. Da, e o poveste destul de lungă și interesantă în aceeași măsură. Au trecut ani, am terminat aceste cursuri la Clubul Copiilor din anii respectivi, anii 80. Am întâlnit un profesor de chitară, de fapt era profesor de fizică în liceu, eram în clasa 9, și el mi-a arătat niște partituri și m-a întrebat într-o zi în clasă dacă nu vreau să învăț chitară clasică. Evident, a fost ceva foarte fascinant. Am început să învăț după partitură, piese mai vechi, Bach și alte piese de genul acesta. Prima piesă, mi-amintesc că a fost Preludiu numărul 1 de Bach. O piesă destul de complicată, da, și grea, dar foarte frumoasă. Și ulterior m-am hotărât, după vreo 2 ani, de fapt, da, în clasa 10-a, m-am hotărât să merg la școala de artă în Brașov. Evident că am întâlnit niște profesori foarte buni, respectiv pe un profesor din Germania, venise din Germania, Bălan, și profesorul Ioan Oarcea, care actualmente este dirijorul și a fost fostul director al Liceului de Muzică. Am început să merg la câteva festivaluri și am luat niște lucruri impresionante, locul 2, locul 1, faza pe oraș, faza pe județ, și am participat cu două piese destul de grele, Asturias de Isaac Albeniz și Bure de Bach. Și am luat premiul întâi pe România la festivalul, cum era în perioada respectivă, Festivalul Cântarea României. A urmat apoi o perioadă de sincopă, pentru că a trebuit să plec în armată. În 89 am plecat în armată să fac stagiu militar. Era regimul comunism. Și acolo s-a întâmplat ceva. Dar trebuie să fac o paranteză, că înainte să încep să cânt genul acesta de muzică, am avut un vecin care îmi spunea despre Mântuitorul, despre Domnul Iisus Hristos. Era un vecin dintr-o biserică evanghelică și permanent îmi spunea: Marius, dacă tu iei cânta lui Dumnezeu, ar fi extraordinar. Bineînțeles că nu înțelegeam eu firul acestor cuvinte ale lui, însă în armat, înainte să plec în armat, în vara anului 1989, m-am dus la Biserica Creștină după Evanghelie să ascult Evanghelia. Am auzit un predicator cu o voce foarte ștearsă, un bătrânel, care a predicat din Evanghelia după Ioan că Iisus Hristos este pâinea, El este calea, adevărul și viața. Eu fusesem cu un coleg de clasă din liceu și la un moment dat, în timpul slujbei, i-am dat un cot și am zis: hai să mergem, că nu mai este de noi de aici. Evident că am ieșit din biserică, dar auzisem vocea sau chemarea lui Dumnezeu prin Evanghelie, ca noi oamenii să ne întoarcem, să le recunoaștem pe El și să ne mântuim de păcatele noastre. Da. Neavând foarte multe noțiuni creștine și biblice, i-am dat un cot, am ieșit din biserică și am plecat. Ulterior, a urmat toamna anului 89, am plecat în armată și prinzând Revoluția, undeva prin 17 decembrie 89, când în București și în toată țara febra Revoluției era foarte aprinsă și cunoașteți cu toți acest aspect. A fost o perioadă grea. Unitatea noastră militară a fost atacată sub o formă, nu dau detalii mai mult, și când au început să zboare gloanțele pe lângă mine și pe lângă colegii mei,
atunci m-am confruntat cu moartea. Am zis, wow, dacă mor în secundă asta, ce se întâmplă cu mine? Evident că fiecare soldat și aveam un punct stabilit de apărare și așa mai departe. Și rețin că era foarte frig, era o burniță, ploua și aveam misiunea să stau undeva în lateralul unității noastre, care era un depozit de muniție, și aveam misiunea să apăr de orice inamic care ar putea să intre în unitate. Uh-huh. Aveam un șanț care îl săpasem cu o lopată cu câteva săptămâni anterioare și acolo mi-am plecat genunchiul și mi-am spus Tatăl nostru și acolo am spus, Doamne, dacă mă scapi de aici, eu într-o zi am să-ți cânt ție și am să te slujesc pe tine. Evident, omul cum are natura lui această natură de a amâna lucrurile, da, au trecut câteva luni, câteva săptămâni, am uitat de promisiunile mele și mi-am văzut de viața mea. Da. A trecut stagiul militar un an de zile, după care am început să cânt într-un band muzică seculară, muzică ușoară și așa mai departe, undeva pe litoralul de la Constanța. Acolo, la un moment dat, era să mă înnec, pentru că nu știam să not foarte bine. Și a fost al doilea eveniment în viața mea când mi-a dat de gândit că dacă mor, ce se întâmplă, da, cu mine? Da. Evident, mă repet în acest moment, omul în natura lui este să amâne lucrurile și să nu uite promisiunile, și să pe, uite care promisiunile le-am pe care le face. Da. Au trecut iară câțiva ani și am plecat de la mare, mi-am văzut de viața mea, mă angajasem undeva în clubul copiilor, unde învățasem eu să cânt la chitară. În acest timp ai început să cânt și vocal sau doar la chitară? Nu, cântam doar la chitară, nu cântam vocal. Vocal doar când am început să cânt imnuri pentru Dumnezeu, wow, atunci am început să cânt frumos vocal. Și destul de târziu, pe la 20 și, cred că 26 de ani, ceva de genul. 25-26 de ani. Foarte și târziu. Deci, care a fost momentul apoi care, până la urmă, te-a făcut să te gândești serios la decizia asta pentru a cânta pentru Dumnezeu? În urma unei revelații personale, a unui vis pe care l-am avut, m-am hotărât să-mi duc la îndeplinire promisiunile și să mă duc la biserică. Și în duminica anului 1992, 3 noiembrie, m-am dus în biserică cu gândul că din momentul acesta eu am să-mi predau viața lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, în momentele respective, stând undeva în spatele bisericii, pe un scaun de lemn, o biserică veche, am ascultat pe același predicator care l-ascultasem cu 2 ani în urmă. Și parcă predica s-a repetat că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața, că El este pâinea, că El este lumina lumii. Și El predica și la un moment dat am spus în sinea mea, Doamne, mai lasă-mă o săptămână și îți promit că săptămâna viitoare am să mă întorc la Tine. Și ascultați-mă, după ce și-a terminat predica acest predicator, s-a ridicat un alt bărbat în plină adunare care conducea serviciul divin în acea dimineață și a spus să cântăm cântarea autorului Niculiță Moldoveanu, un autor din Biserica Oastea Domnului. El este un scriitor care a suferit foarte mult pe vremea comunismului. Cântarea cu titlul Nu amâna, nu, nu amâna. Și versurile erau ceva de genul acesta. Când vrei să vii, când vrei să întorci, când vrei să vii la Dumnezeu, de ce tot vrei să amâni mereu? O, poate ultima chemare. Era, wow, era strofa. În momentele acelea, când am auzit corul, care cânta pe, da, 4 voci această piesă, refrenul, o vino, o vino la Dumnezeu, ăsta era mesajul, Am crezut că mă topesc pe scaun. Exact pentru tine, că tu aveai tendința să amâni mereu, exact, decizia. Wow. Și a fost un mesaj pe care ulterior mi-am dat seama și din Evanghelie că Mântuitorul, când vorbea cu ucenicii, le cunoșteau gândurile. Așa-i. Și Duhul lui mi-a cunoscut gândul meu. Așa-i. Că eu vreau să amân, că vreau să les delay. Da, da, da. Și m-am topit pe scaun și am început să plâng. Și am zis, Doamne, am să mă predau Ție. Nu s-a terminat povestea aici, ci ulterior, în secundele următoare,
s-a terminat serviciul divin și predicatorul a spus ceva de genul acesta, a folosit aceste cuvinte: dacă este cineva care vrea să-L primească pe Dumnezeu în inima lui, să ridice o mână sus, să ridice o mână sau să vină aici, da, în față. N-am putut să fac lucrul acesta, m-am simțit legat de scaun și când i-am auzit și m-am uitat în jurul meu că enoriașii și credincioșii își băgau Biblia în geantă și am auzit foitul acela al Bibliilor, am avut sentimentul că pierd ultimul tren din viața mea. Și ascultați-mă, m-am ridicat ca și ars de pe scaun și m-am dus în fața amvonului de unde predica acel bătrânel și am zis: domnule predicator, ce să fac să fiu mântuit? Și mi-a spus: haideți să ne rugăm. Toată adunarea a rămas așa stupefiată și din momentul acela am început să-L slujesc pe Domnul. Am început să citesc Biblia. Am început să învăț să mă rog. Eram însetat să cunosc adevărul lui Dumnezeu. Evident că au venit ulterior, s-au născut o grămadă de probleme provenind dintr-o familie de creștini ortodoxi. Da. Tatăl meu n-a fost de acord. Mama mea la fel. Fratele meu cel mai mare, au fost câteva reticențe și era foarte sceptic. Da. Altă religie, altă conotație a Bibliei, etc. N-am să intru și poate vom face o emisiune pe tema asta. Cert este că am început să îl caut pe Dumnezeu, să caut adevărul lui Dumnezeu. Și am început să fac cunoștință cu imnuri, să cânt împreună cu toată lumea și cam asta, așa a început viața mea spirituală, să spun așa. Da. Și cea vocală, până la urmă. Și cea vocală, evident. Ulterior, anii m-au dus, am plecat undeva în Olanda, am stat ceva timp acolo, am lucrat cu organizații de caritate, după care m-am întors în Cluj-Napoca. Și acolo am avut onoarea și bucuria să cunosc câteva profesori de canto, respectiv un domn profesor Țibrea, care am făcut câteva ore de canto cu el. M-am întors spre Brașov, de unde sunt, de fapt și de drept, și mi-am mai continuat, am mai făcut ceva lecții de canto cu o doamnă profesoară. Și cam aici s-a rezumat toată chestiunea. Am început citind psalmii. Am început să compun câteva piese, experiența vieții mele, urcușurile, problemele, suferința. La un moment dat, tatăl meu fiind foarte supărat pe mine de decizia de a mă boteza, de a, cu ghilimele de rigoare, că mi-am schimbat religia, ceea ce nu asta este, să-L slujești pe Dumnezeu, nu înseamnă să îți schimbi religia, ci să devii un om nou, să îl cunoști pe el, să cunoști adevărul lui. El a fost foarte supărat și nu m-am mai întors în locuința părintească. Wow, așa ulterior. Drastic a fost. A fost destul de drastic. Cert este că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Timpul a acoperit. Și acum care este relația cu tatăl, cu familia? Este ok, este în regulă. Au acceptat, nu? Au acceptat valul acela de nu persecuție. Respingere. De respingere, corect. S-a dus și este într-o relație bună, chiar și cu fratele meu și așa mai departe. Da. Marius, ai o experiență impresionantă de viață și ce îmi dau seama este că, ca și în cazul altor oameni, Dumnezeu a avut mare răbdare cu tine, cu sufletul tău, să ajungă la inima ta, să te impresioneze Duhul Sfânt. Și harul Lui este imens. Știu, evident, că ai o piesă deosebită despre acest dar, harul lui Dumnezeu, și de-abia aștept să o ascult. Da, este o piesă care vorbește despre har, despre momentul în care, fără harul lui, noi nu putem să facem nimic și nimic nu putem să atingem. Așa și este. Vă las să ascultați versurile. Sunt versuri pe care le trăiesc, sunt versuri pe care le-am trăit și le trăiesc în continuare, sub o formă. Așa că, fără mila lui, suntem pribegi în lumea aceasta fără țintă și vă recomand să vă încredeți în harul lui Dumnezeu. Amin. E cu cântec. Am rătit
te decizi tu. Și-am obosit crezând că drumul până la tine e prea greu, că prea departe ești mereu. Și-atât te-am căutat acolo unde nu erai, ca să sfârșesc pierdut în întuneric și păcat, fără harul tău. Mila ta aș fi pribeac peste pustiul, fără țintă, fugind de tine neîncetat, aș rătăci în vinți cu pașii goi și stii. Sufletului meu, fără harul tău. Primește-mi viața mea, primește-mi viața mea, primește-mi inima. Pe drumul spre calvar, știi, voi răstigni cu negrul meu păcat, și totuși te-ai jertfit de-ntragul sufletului meu. Ești biruința mea, ești mântuirea de plin în viața mea. Fără harul tău, fără mila ta, aș fi pribeac peste pustiu, fără țintă, fugind de tine neîncetat, aș rătăci în vin. Pașii goi cistinci printre ruinele sufletului meu, fără harul tău, fără harul tău, fără harul tău, fără mila ta. Peste pustiuri, fără ținta, fugind de tine neîncetat, aș rătăci în vin cu pașii goi cistinci printre harul tău, printre ruinele sufletului meu, fără harul tău, fără harul tău. Wow, impresionantă piesă.
Mi-au dat lacrimile de fiecare dată când ascult piesa asta și interpretarea ta, mai ales a piesei, lacrimez. Este o piesă impresionantă și, într-adevăr, nu putem înțelege dragostea lui Dumnezeu. E foarte mare. Da. Asta este un mesaj pentru noi toți, că dragostea lui Dumnezeu și harul lui este nemărginit. Doar, exact cum spune Evanghelia, Hristos stă la ușa inimii noastre și spune, stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el, va cina cu mine. Până la urmă, asta e chemarea fiecărui creștin, indiferent de eticheta lui religioasă, exact. Să aibă părtășie cu Hristos, să aibă părtășie cu Evanghelia. Și mântuirea ne este promisă prin harul lui și prin dragostea lui. Da. Așa este. Mă bucur, Marius, că faci acest lucru foarte frumos de a spune și altora prin muzica ta că Dumnezeu este acolo și bate la ușa inimii fiecăruia. Da. Mergând mai departe pe firul dezvoltării tale muzicale, știu că tu cânti într-un band și vreau să vedem câteva poze cu bandul tău. Da. Aici era sau un eveniment? Sunt niște colegi, eram la un eveniment la Târgu Mureș, cred. Domnii care cântă sunt toți consacrați. Domnul de la bas, la fel, el a cântat cu diferiți artiști chiar de aici, de la București, în foarte mulți ani. Bateristul este Ovidiu Naucef, lucrează în Filarmonica de la Brașov, ca și prim percuționist, profesor de percuție. Mai este la pian încă un coleg, Daniel State, și așa mai departe. Niște instrumentiști buni, cântăm muzică, muzică de ambianță, cam asta este, muzică seculară, instrumentală, la diferite simpozioane, evenimente, mic dejun, întâlnim și ambasadori, întâlnim tot felul de oameni, oameni de afaceri. Aici suntem la evenimentul zilei de naștere a domnului Maurer, unde am primit vârsta de 50 de ani, onorabil. Da. Un eveniment frumos. Da. Facem din pasiune. Muzica este, spunea Beethoven, este opta minune a lui Dumnezeu. Cele șapte sunt în creație și a opta este muzica. Da. Prin intermediul muzicii, eu împărtășesc colegilor mei Evanghelia și caut să fiu un exemplu, să fiu ceva pentru ei. Pianistul a început să citească Evanghelia și avem discuții foarte frumoase pe tema asta. Și este o onoare și o oportunitate fantastică. Și de cât timp sunteți un grup? Suntem de aproape 3 ani jumate, 4 chiar, și cântăm la diferite... Știu că la concertul familiei Ganea, bandul acesta a acompaniat formația. Cine a scris aranjamentele pentru fiecare instrument sau cum procedează? Aranjamentele au fost scrise de un coleg de-al nostru de la chitară bas, Ștefan Spătaru, îl cheamă. Dânsul este instrumentist în fanfara militară, sau de fapt a ieșit la pensie la Brașov, și el a scris piesele, noi le-am dat pozitivele, domnul Ganea le-a dat și a fost foarte interesant că le-a pus pe note. Da. A fost primul eveniment pentru colegii mei să cânte la un eveniment cu caracter religios. Da. Și muzica nu are granițe. Muzica nu are granițe. Mai ales muzica de închinare și audiție. Da. Da, e și foarte frumos. Da. Marius, tu ca solist de vocal, adică nu doar instrumental, vocal, ai realizat câteva albume. Povestește-ne puțin câte și în ce perioadă? Am realizat vreo 5-6 albume, dacă nu greșesc. Unul dintre el, Arată-mi slava ta, este o piesă, de fapt hitul piesei respective, hitul albumului, a fost o rugăciune după ce am citit cartea lui Moise, când s-a rugat și a spus, Doamne, arată-mi slava ta. Este o rugăciune, de fapt, și de drept, și așa este și titlul albumului. Apoi am mai scris câteva piese, un album cu titlul Dimineață, iar este un album foarte interesant, în limba engleză, de asemenea, un album de colinde. Da, compoziția se naște când te îndrăgostești și când suferi. Deci dragostea e motorul creației. Da, categoric. Și pasiunea. Așa e. Da. Și cum spuneai de compoziții, cam câte compoziții proprii ai tu?
Nu mai rețin acum, cred că în jur de, nu știu, 20 și ceva, pe acolo, dacă un an... Oh, e ceva. Da. Bine, în momentul de față nu mai este pe nu mai sunt pe piață aceste albume momentan din alte considerente în contractele care le-am avut cu câteva studiouri. Mm-hmm. Sunt vechi, categoric, mm-hmm. din 97. Chiar... Da, dar totuși este munca ta și chiar dacă sunt vechi, este ceva ce poate să rămână ca... Versuri, de multe ori m-am inspirat din Biblie și din anumiți poeți creștini. Mm-hmm. Da, Costache Ioanid și alții. Da. Avem acum bucuria să ascultăm o piesă pe care ai compus-o tu, Un cântec nou se numește, și vreau să-mi povestești ce te-a inspirat să o compui, în ce moment al vieții tale ai compus această piesă. Eram, cred că în anul 1998, eram la Cluj atunci și am trecut așa într-un moment, eram descurajat, dezamăgit de anumite probleme și efectiv aveam cartea lui Costache Ioanid și am deschis efectiv la piesa pe care am să vă cânt, în versurile mot a mot. Și a fost un fenomen interesant că am luat chitara și efectiv am început să cânt versurile pe care veți auzi în minutele următoare. Nici nu m-am chinuit, nimic. Refren, strofă. Interesant. Mesajul acestei piese este că viața trece ca un vis. Și refrenul chiar spune, dar ca un vis și cântecul se curmă și va începe adevăratul vis. Până la urmă, realitatea pe care noi o trăim, ea va trece și va deveni, dimensiunea următoare va fi o altă realitate, care Biblia vorbește despre ea. Este realitatea veșniciei, a eternității. Și vorbește sub o formă și despre Hristos, Mântuitorul nostru, care sufletul lui frânt, s-a frânt pentru noi, privind cu milă viața noastră rea. Și acum din cer El cheamă lumea toată, veniți cu toți în mâna sa. Sau, da, un mesaj. Vă las să ascultați chiar de-abia aștept versurile și melodia. Prietene, răsună în calea ta. Vom mai cânta un cântec, poate două, dar cine știe cât vom mai cânta. Un cântec nou, un fir de ape-n spume, aduce de departe un suspin, e un dor înalt ce plânge pentru lume și lacrimile lui prin cântec vin. Dar ca un vis și cântecul se curmă și va începe adevăratul vis. Dar poate acesta-i cântecul din urmă și poate pentru tine a fost trimis. Dar ca un vis și cântecul se curmă și va începe adevăratul vis. Dar poate acesta-i cântecul din urmă și poate pentru tine a fost trimit. Un cântec nou, un fir de ape-n spume, aduce-n de departe un suspin, e un dor înalt ce plânge pentru lume și lacrimile lui prin cântec vin. E un suflet frânt
ce-a fost cu noi odată. Privind cu mile viața noastră rea și acum din cer El cheamă lumea toată. Veniți cu toții azi la crucea sa. Dar ca un vis și cântecul se curmă și va începe adevăratul vis. Aceasta-i poate ultima chemare și pentru tine azi am fost trimis. Ca un vis și cântecul se curmă și va începe adevăratul vis. Dar poate acest cântecul din urmă și poate pentru tine a fost trimis. Dar ca un vis și cântecul se curmă și va începe adevăratul vis. Poate acesta-i cântecul din urmă și poate pentru tine a fost trimis. Dar ca un vis și cântecul se curmă și va începe. Aceasta-i poate ultima chemare și pentru tine azi a fost trimis. Ca un vis și cântecul se curmă. E cu cânte. Foarte frumos cântecul și compoziția ta. Felicitări! Da, mulțumesc! Am auzit că ai backing vocals. Cum ai lucrat și cu cine această piesă? Fost niște prieteni de la Cluj care i-am invitat în studio și au învățat piesele, evident. Frumos. Și așa i-am implicat și pe ei. Mai sunt câteva piese cu care am colaborat cu un cor, corul Continental. Da, cunosc. Și, da, și ei m-au ajutat la un moment, fiind în Cluj. Sună mai plin și mai bine așa când ai și voci adiționale. Contează. Acum o să spun ceva interesant despre tine, care și pe mine m-a surprins, și anume că ai candidat pentru a fi primar al orașului Codlea. Hai să vedem o poză cu afișul tău. Ce vârstă aveai? Da, este... De fapt, în anul 2007 am avut o întâlnire și am cântat la un simpozion unde a participat fostul procuror al Statelor Unite ale Americii, John Ashcroft, însoțit iar de un deputat din Parlamentul României, Benone Ardelean, și alți actori politici. Simpozionul respectiv a avut tema societatea și creștinismul. Mi s-a părut foarte interesant subiectul. Eu am fost invitat să cânt, s-a ținut undeva în Valea Drăganului, în județul Cluj, și am pus o întrebare în seminarul respectiv domnului procuror, ex-procuror, care i s-a părut foarte interesant întrebarea, era legată de compromisul etc. Și dânsul m-a invitat la masă în seara respectivă, a zis, pentru că mi-a plăcut întrebarea și provocarea ta, te rog frumos să vii să stai cu mine la masă în seara aceasta. Te-ai inițiat în politică? Și am participat, aveam 38 de ani și am participat la acest dineu și m-a întrebat că de ce nu vreau să mă implic în politică sub o formă, pentru că în societate este nevoie de oameni integri, cu viziune și așa, fiind tânăr, dinamic. Da. Ulterior m-am dus la Babeș-Bolyai și am făcut un an sau doi, mai rețin, la științe politice. Mi-a plăcut foarte mult. Din anumite considerente n-am putut să termin școala respectivă, dar mi-a rămas ca și o pasiune.
Asta a fost în 2007 întâlnirea. În 2008 am participat pentru funcția, am candidat pentru funcția de consilier independent. Am avut un scor foarte interesant. Da. Au trecut ani și în 2012 m-am hotărât să candidez pentru funcția de primar, mai ales că m-am implicat în societatea locală, în Codlea. Și de ce Codlea? Te trage acolo? Pentru că sunt din Codlea și acolo am casa și jobul care l-am avut înainte să vin la Maurer. Deci asta a fost pasiunea mea. Ulterior am participat la micul dejun cu rugăciune în Parlamentul României, la Bruxelles și așa mai departe. Pasiunea încă există. Mă întreb dacă, de fapt, nu că mă întreb, eu cred că creștinii trebuie să se implice în politică și să se, efectiv, să se implice. La ce grad sau în ce formă, nu comentez în misiunea aceasta, dar este bine. Iisus a zis, fiți lumina lui, fiți sarea pământului. Până la urmă, creștinul are chemarea și capabilitatea și aplicabilitatea să dea valoare în societatea în care trăiește. Fie prin politici, fie prin profesie, fie prin... Și tu o faci și prin muzică și ai vrea și prin implicare bine, mai directă. Nu mă întrebați în emisiunea aceasta dacă mai vreau să fac sau nu. Cert este că mie mi se pare că a cânta lui Dumnezeu și a predica cuvântul lui Dumnezeu este cea mai mare onoare și cea mai mare chemare pe care Dumnezeu oferă omului. Biblia ne spune să ne rugăm pentru politicieni și pentru societate. Corect. Și Dumnezeu să fie cu ei, să-i binecuvinteze și să ducem o viață liniștită și pașnică. Amin. Să ne bucurăm de progres. Exact. Asta e subiectul legat de politică. Da. Vreau să-ți adresez o ultimă întrebare. Ca o concluzie, ne-ai povestit astăzi despre coborușurile și urcușurile vieții tale. Ca o concluzie a vieții tale, care crezi că este lecția cea mai prețioasă pe care viața ți-a dat-o? În primul rând, am crezut că viața începe din punctul A și se termină în punctul B. Dar David spune că cât de nepătrunse sunt căile tale, Dumnezeule. Da. Am crezut că anumiți oameni și-au caracterul lor într-un fel și ăla este și ăla rămâne și poate am fost dezamăgit. Cert este că Dumnezeu rămâne credincios în viața noastră și noi nu suntem perfecți, niciunul, toți greșim în fel și chip și totuși Dumnezeu este Cel care ne ridică și nu ne lasă. Și cu mine s-a împlinit un verset care spune, împreună cu ispita Dumnezeu a pregătit și mijlocul de ieșire din ea. Prin toate problemele pe care le-am avut și poate că le voi mai avea și le vom avea fiecare, Dumnezeu este Cel care El nu lipsește acolo. Nici un fir de păr din capul nostru nu cade fără știrea Lui. Așa că fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și cert este că lecția cea mai frumoasă pe care mi-a dat-o Dumnezeu, iubirea Lui este nemărginită. Iubirea Lui este fantastică. Și nu fac altceva decât să mă ancorez zi de zi în iubirea Lui, în răbdarea Lui, în dragostea Lui. Și că împreună cu toate problemele în care mă aflu, El are o soluție. Și asta este ce vă pot spune astăzi, acum, aici. Frumos. Împreună cu ispita, împreună cu problemele, împreună cu durerile, împreună cu succesurile și eșecurile, Dumnezeu are un plan. Și asta am învățat în ultimii ani. Să am răbdare, că El va lucra într-un fel. Și vă îndemn și pe dumneavoastră la fel, în acel postura. Aveți încredere în Dumnezeu. Frumos mesaj. Mulțumim foarte mult pentru ceea ce ai adus astăzi aici, în platoul nostru. O atmosferă deosebită prin experiențele de fapt pe care le-ai povestit și muzica înălțătoare și frumoasă. Ai o voce deosebită și Dumnezeu ți-a dat mult talent. Mulțumesc, Ramona. Și îți doresc mult succes pe acest drum de a-L slăvi pe Dumnezeu prin muzica pe care o cânți și prin ceea ce ești tu, prin atitudinea ta de creștin. Mulțumesc mult în aceeași măsură de invitația pe care mi-ați lansat-o. Cu mare drag. Și Dumnezeu să fie cu fiecare dintre voi. Mulțumim. În încheiere, acum te invit să ne cânți ultima piesă pregătită. E cu cânte.
cer sănătos de ape după tine eu suspin. Vreau să-ți fiu tot mai aproape ție, Doamne, să mă închin. Scutul meu, tăria mea, doar ție, Doamne, îți voi cânta. Argintul sau ca aurul curat, mi-este să-ți aud cuvântul care m-a eliberat. Scutul meu, tăria mea, ție, Doamne, îți voi cânta. Tu mi-e singura dorință, Tu-mi saturi inima. Mi-ești prieten și mi-ești frate, Împărat și Dumnezeu. Te iubesc mai mult ca toate și te voi iubi mereu. Scutul meu, tăria mea, doar ție, Doamne, îți voi cânta. Tu mi-e singura dorință, Tu-mi saturi inima. Scutul meu, tăria, doar ție, Doamne, îți voi cânta. Tu mi-e singura dorință, Tu-mi saturi inima. E cu cânte. Sunt sigură că vocea lui Marius și experiența lui de viață v-a emoționat. Poate și în sufletul vostru sunt încă întrebări, dileme și incertitudini. Vă invit să dați glas întrebărilor voastre și să aflați răspunsul acestora urmărind în câteva momente Răspunde Biblia cu Loredana Mărăcine și Cornel Derbășan. Sunt Ramona Gheoldă și vă doresc o seară deosebită!